Bună seara, urmăriți politică, Natalia Morar. Discutăm astăzi mai multe subiecte. Invitații mei din această seară sunt Ștefan Gligor, expert în politici publice, și comentatorul politic Corneliu Ciurea, dar începem cu mai multe Skype-uri. Și acum avem legătură directă prin telefon cu europarlamentarul domnul Sigvard Mureșan, vicepreședintele grupului Partidului Popular European din Parlamentul European. Domnule Mureșan, bună seara, sper că ne auziți și ne vedeți bine. Bună seara, te auziți, vă aud foarte bine, te duc din păcate, vă văd, însă nu vă stătim în direct. Deci, domnule Mureșan, dumneavoastră ați făcut parte din delegația Parlamentului European care a fost recent la Chișinău, ieri s-a încheiat vizita oficială și în acest context aș vrea să discutăm pe scurt, dacă aveți 15 minute, în legătură cu această vizită. Mai târziu vorbim despre asistență macrofinanciară. În primul rând, vă întreb în calitate de om care știu că urmărește cu multă atenție ceea ce se întâmplă în Republica Moldova de ani buni. Iată că vreau să vă întreb dacă nu aveți, nu trăiți un sentiment de deja vu, pentru că în 2009, dacă vă amintiți, comuniștii au fost înlăturați de la putere. În urma protestelor pașnice care au fost deturnate, după care a urmat o deschidere nemai văzută din partea cât Uniunii Europene, atât și Statelor Unite ale Americii, vizitele doamnei Merkel, Joe Biden, după care au urmat crize peste crize, reforme nefăcute și mari dezamăgiri. Și în acest context vă întreb, acum vedem același lucru. A fost peste 10 ani înlăturat un, să zicem așa, alt rău, Partidul Democrat, Vlad Plahotniuc. Iarăși vedem o deschidere nemai văzută din partea cât Uniunii Europene, atât și Statele Unite ale Americii, dar și Federația Rusă. Oficialii care vin unul după altul în Chișinău. Și vă întreb, ce trebuie să facă acum Republica Moldova ca peste 10 ani să nu ne trezim iarăși cu 10 ani ratați, așa cum s-a întâmplat după 2009? În primul rând vreau să vă spun faptul că au fost dezamăgiri, au fost greșeli, au fost decizii greșite, nu trebuie să constituie niciun fel un indiciu că și actualul guvern va dezamăgi sau va greși. Și Uniunea Europeană a învățat din greșelile trecutului și acest lucru este foarte important. De aceea vreau să știți următorul. Uniunea Europeană nu mai acordă cecuri în aer. Chiar la asistența macrofinanciară am spus, da, avem bani, vrem să vină cât mai repede la Chișinău, dar iată condițiile aici care trebuie respectate. Condiționalitate, fiindcă asta cer și cetățenii Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova, când mă întâlnesc cu ei, îmi spun următorul lucru. Vrem sprijin european, vrem fonduri europene, dar vrem să existe condiționalități încât banii să ajungă la oameni, la destinatari, acolo unde chiar este nevoie de ei, nu în buzunarele unor politicieni. Deci Uniunea Europeană a învățat, Uniunea Europeană nu mai acordă cecuri în alb și judecă după rezultate. Nu mai judecă după vorbe, nu mai judecă după declarații politice, nu mai judecă după declarații de intenție. Tot ce contează sunt faptele și tocmai de aceea guvernul trecut al Republicii Moldova a pierdut în totalitate încrederea Uniunii Europene, deoarece în timp ce se declarau a fi un partid pro-european, luau decizii în contra parcursului european al Republicii Moldova, luau decizii în contra angajamentelor europene pe care și le-au asumat, luau decizii în contra recomandărilor instituțiilor credibile europene, de exemplu în contra recomandărilor Comisiei de la Veneția când au slăbit legislația electorală. Și vă spun foarte clar, aveți în momentul de față, în Maia Sandu, prim-ministru cel mai reformator și cu cel mai puternic, cu cea mai puternică tragere spre politica europeană pe care l-ați avut în ultimii 28 de ani. Este o șansă mare să vedem cum se va descurca guvernul. Domnule Mureșan, dar care ar fi aceste condiționalități despre care vorbiți dumneavoastră? Dacă e să vorbim despre fapte și nu vorbe, care sunt aceste condiționalități concret pe care le înaintați guvernului din Republica Moldova? Păi, pentru asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro. Alegeri libere, democratice, sistem pluripartinic. Adică, când nu s-au recunoscut alegerile la primăria municipiului Chișinău, a fost momentul în care Uniunea Europeană a spus stop, înghețăm orice asistență macrofinanciară. Acela a fost momentul în care Uniunea Europeană a spus
până aici, niciun pas mai departe. După aceea, legislația electorală este foarte importantă. Deci un lucru pe care îl așteptăm, și o spun foarte clar, este pentru ca 100 de milioane de euro să vină în Republica Moldova, este nevoie de punerea legislației electorale în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția. Nici noi, Parlamentul European, nici Comisia Europeană nu avem a spune un sistem de vot uninominal, mix, proporțional și așa mai departe. Nu. Noi spunem doar să nu se modifice legislația electorală în contraavizului Comisiei de la Veneția, care e instituția europeană cea mai abilitată în materie de legislație electorală. Combaterea spălării banilor, investigarea furtului miliardului, să se înceapă o investigație credibilă. Ați văzut cel de-al doilea raport, Kroll? Eu nu l-am văzut. Și, dar apropo, dumneavoastră, domnule Mureșan, susțineți ideea ca acesta să fie publicat? Bine ar fi și vă spun și de ce. S-au folosit bani publici pentru salvarea celor trei bănci din Republica Moldova. Ca atare, cetățeanul Republicii Moldova, contribuabilul, care își plătește taxele și impozite la bugetul de stat și care practic a garantat pentru acea, pentru suma de la bugetul de stat, pentru garanția de la bugetul de stat, are, cred eu, dreptul să știe unde s-au dus banii, cine i-a furat și să știe care este stadiul investigației, dacă, când și câți bani vor fi recuperați. De aceea, fără a periclita investigația, atenție, acesta este un lucru foarte important, cred că cetățenii Republicii Moldova au dreptul să știe detalii legate de furtul miliardului. Domnule Șan, dar dumneavoastră, în calitate de vicepreședinte grupului Partidului Popular European în Parlamentul European, cum explicați această coincidență de interes din partea Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii și Federației Ruse în momentul actual în Republica Moldova, în ceea ce ține, eu nu știu dacă e corect de spus, înlăturarea de la putere a lui Vlad Plahotniuc, dar totuși ceva s-a întâmplat, o coincidență a fost, toată lumea a văzut asta, cum o explicați? Eu ieri am fost cu o delegație a Parlamentului European la Chișinău. Ne-am întâlnit cu prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, cu președintele Republicii, cu președinta Parlamentului, fiindcă noi înșine am fost o delegație parlamentară și cu liderul fracțiunii Partidului Democrat, cu fostul prim-ministru Pavel Filip. Ne-am întâlnit cu guvern, cu parlament, cu președinte și cu opoziția, fiindcă este foarte important și vrem să păstrăm dialogul și cu opoziția. Și vreau să vă spun că am văzut în toate aceste întâlniri pe care le-am avut cu oamenii politici care decid, care sunt în arcul guvernamental, nu cu opoziția, nu cu PNM-ul, o viziune politică comună pe termen scurt. Cu toți au spus că pe termen scurt vor să facă același lucru, acela este numitor comun momentul de față și vor să facă lucrurile care sunt necesare în Republica Moldova. Depolitizare. Păi uitați-vă la Curtea Constituțională. Cum să luăm noi Parlamentul European în serios, o Curte Constituțională care ea însăși nu se ia în serios, anulându-și deciziile la doar o săptămână după ce le-a dat. Deci pe recredibilizarea Curții Constituționale, pe necesitatea de a avea o procuratură independentă, apolitică, un procuror general credibil, competent și independent din punct de vedere politic, a fost o convergență. Deci pe termen scurt, văd un prim-ministru pro-european care va duce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană și va aduce Republica Moldova beneficiile apropierii de Uniunea Europeană. Și văd o susținere din partea majorității parlamentare. Pe termen lung este altă mâncare. Dar, domnul Mureșan, eu v-am întrebat despre coincidență între pozițiile forțelor externe în privința Moldovei. Vă spun următorul lucru. Maia Sandu și-a asumat răspunderea de a fi prim-ministru. Prim-ministru al unui guvern format din blocul acum și susținut la nivel parlamentar de PSRM a fost o decizie a ei, a fost o decizie, decizia de a forma această coaliție, a fost o decizie care s-a luat la Chișinău, nu s-a luat nici măcar la Bruxelles. Comisia Europeană, comisarul Hahn, a fost disponibil să ajute, dar doar în măsura în care a fost solicitat,
A fost invitat la Chișinău și a venit și vă spun următorul lucru. Actorii politici din Republica Moldova au aceste obiective comune pe termen scurt și e foarte bine că le au. Să vedem ce va fi pe termen lung, căci acolo e clar că există divergențe geopolitice și de ideologie. Deci crezi că faptul că Partidul Democrat a decis să cedeze puterea noi guvernări n-a fost nici de cum influențat de către puterile din străinătate, din exterior? Nu, vă spun sincer că nu știu cum gândește Partidul Democrat. Am avut în ultimele luni o singură întâlnire ieri oficială, publică, cu Pavel Filip. Nu mă pot pune în mintea lor, dar ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova a fost o constituire legitimă a Parlamentului, o formare și o vestire legitimă a Guvernului Republicii Moldova și atunci Partidul Democrat, vă spun sincer, nu avea nicio altă șansă. Era clar că acel guvern nu poate fi recunoscut. El a civilizat în continuare guvernul Pavel Filip. Am înțeles. Au încercat încă o săptămână să se cramponeze de putere, i-am lăsat în afara standardelor democrate. Domnule Șan, pentru că v-ați întâlnit ieri și cu vicepreședintele Partidului Democrat, fostul prim-ministru, domnul Pavel Filip, nu pot să nu vă întreb. Partidul Democrat a anunțat o profundă reformare care urmează să se întâmple în timpul apropiat. Potrivit dumneavoastră, ca un alt lider de partid, ce greșeli ar trebui să nu mai comită Partidul Democrat așa încât să nu mai repete cei ce am văzut noi cu toții în ultimii ani? Pot să vă spun foarte exact ce i-am spus eu însumi ieri domnului Pavel Filip. I-am spus foarte clar, Partidul Democrat fie se reformează, fie dispare de pe scena politică din Republica Moldova. Acesta este adevărul. În momentul de față, Partidul Democrat nu are nimic de oferit cetățenilor Republicii Moldova. Nu mor eu de grijă Partidului Democrat, dar ca orice partid, trebuie să vină cu un program de guvernare serios, care să pună interesul cetățeanului în centrul atenției, cu oameni politici serioși, credibili și cu decizii luate transparent, într-un mod colegial, nu în mod autoritar de sus în jos. Domnul Mureșan, și ultima întrebare, chiar dacă sunteți un europarlamentar și reprezentați cel mai mare grup europarlamentar din Parlamentul European, vreau să vă întreb și despre poziția României în toată povestea noastră legată de Republica Moldova. Poziția României probabil cunoașteți dumneavoastră. Ea a nedumerit pe foarte mulți aici, la Chișinău. Pe unii chiar e dezamăgit. Eu mă refer la cei care au afinități pro-românești. Pentru că dacă e să fim foarte atenți la ceea ce făcea România, uneori se crea impresia că e mai degrabă aleg să-l susțină pe Vlad Plahotniuc, dar nu pe cetățenii Republicii Moldova. Și aici putem aduce foarte multe exemple, inclusiv din ultimele săptămâni, dar chiar și un exemplu care este aproape de noi, cei din media. În ultimii ani, guvernul României susținea, de exemplu, portaluri media care au fost folosite foarte efectiv pentru scurgeri în presă și atacuri la adresa blocului Acum și pentru promovarea poziției Partidului Democrat, de exemplu. Și asta cunoaște toată lumea. Aveți dreptate. Și eu am văzut pe canale media care sunt susținute de statul român informații care nu erau corecte și m-a dezamăgit acest lucru. Vă spun foarte clar, poziția guvernului PSD-ALDE, că acestea sunt cele două partide din România aflate la guvernare în guvernul condus de doamna Viorica Vasilica Dăncilă, poziția acestui guvern este și pentru mine o dezamăgire. Niciunul din cele trei guverne PSD-ALDE din ultimii 2 ani jumate nu a făcut nimic substanțial pentru Republica Moldova sau pentru cetățenii Republicii Moldova și acest lucru este foarte grav, fiindcă mereu când Republica Moldova a făcut pași în apropierea de Uniunea Europeană, a făcut-o fiindcă a avut la București un guvern credibil, un partener credibil. Republica Moldova are nevoie la București de un guvern care să meargă pe plan european și să fie un avocat credibil al Republicii Moldova, să spună celorlalți parteneri europeni, iată, asta trebuie făcut acum pentru Republica Moldova. Actualul guvern al României, din păcate, este decredibilizat pe plan european, nu se poate ajuta nici pe el însuși, dar evite cum să ajute Republica Moldova.
Domnul Rușan, eu mulțumesc foarte mult pentru că ați găsit timp pentru noi. Știu că aveți o agendă foarte încărcată, dar pentru noi a fost foarte important să auzim punctul dumneavoastră de vedere. Vă doresc o seară. Și eu vă mulțumesc, mi-a făcut plăcere, spor la treabă și toate cele bune. Da. Vă doresc o seară bună. Aici aș vrea să continuăm un pic discuția cu dumneavoastră, domnule Gligor, domnule Ciure. Mai târziu, după pauză, discutăm și cu Armand Goșo. Apropo de poziția României, pentru dumneavoastră a fost clar de ce ea s-a deosebit de poziția multor altor state în ultimele două săptămâni, domnule Gligor? Relația PD-ului cu Partidul Social Democrat Românesc a fost întotdeauna una foarte puternică și nu doar cu PSD-ul românesc și cu schijele acestea. Și pentru mine, de exemplu, asta este explicația. Domnule Ciurea? Eu cred că este exagerată această relație bună dintre PD și PSD, poate cu schijile. Da, poate cu schijile aș mai accepta, dar dintre PD și PSD, mai ales în ultimul timp, nu cred că a fost chiar atât de strălucită această relație. Explicația este una geopolitică, doamna Morar. România și Ucraina au avut o poziție mai deosebită față de ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, pentru că ei, spre o deosebire de domnul Mureșan, privesc cu îngrijorare extinderea și amplificarea rolului Rusiei politic și geopolitic în Republica Moldova, pentru că o văd ca o amenințare pentru dânsii și pentru ei la fel. Dar aici doar o întrebare de precizare, dar au existat și alte păreri că această poziție a României și a... Haideți să fim corecți. Când spunem a României, avem în vedere executivul românesc și executivul ucrainean. Au existat păreri că această poziție se explică foarte ușor. Executivul ucrainean, deocamdată, în continuare rămâne sub influența lui Petru Poroșenko, pentru că acolo e în deplină desfășurare campanie electorală. Zelenski a câștigat alegerile prezidențiale. Guvernul el încă nu-l controlează. Tot ce înseamnă guvern, ministerie, ambasade, asta rămâne sub influența lui Petru Poroșenko. În România, așa cum a spus și domnul Mureșan. Dumneavoastră ați vrut ca moderatoare echidistantă să-mi echilibrați răspunsul. Nu, eu v-am întrebat. Au existat și asemenea păreri. Ce spuneți? Da, dar ele mi se par hilare, adică ridicole, pentru că nu poate România și Ucraina, mai ales Ucraina, dar și România, să privească cu ochi senini ceea ce a făcut Rusia în Republica Moldova. Pur și simplu asta este o imposibilitate. Faptul că a existat un consens fragil și temporar al celor trei mari puteri, nu înseamnă că România și Ucraina, care a determinat România și Ucraina să tacă, cumva să înghită gălușca, dar ei oricum cu siguranță nu privesc cu ochi buni acest lucru și vor căuta să se manifeste ulterior, cu siguranță. Eu au făcut să înghită gălușca? Aici, pentru a echilibra poziția domnului Ciurea, este foarte ușor să vopsești în geopolitică aproape orice în această regiune transfrontalieră. Eu văd asta. Eu am fost parte a unei delegații din... partea unui grup a societății civile, unor reprezentanți a societății civile independente din Republica Moldova, acum recent, săptămâna trecută, în București, unde am avut o discuție amiabilă cu PMP și domnul Băsescu și cu partidul domnului Cioloș și domnul Cioloș în persoană, în două ședințe, două paneluri separate. Și am încercat să explicăm schimbările care au loc aici. Și vă asigur că aceste două partide, cu multă deschidere și înțelegere, au tratat lucrurile și evenimentele care s-au întâmplat aici. Știm foarte bine care a fost poziția domnului Băsescu pe parcurs, care a susținut o coaliție situațională. Este, la fel a fost un proces de comunicare și un schimb de opinii foarte bun cu domnul Cioloș și colegii săi. Problema României în raport cu Republica Moldova este că în pofida afinităților și apropierii care există între noi, istoric și geografic și contextual și de cum doriți, cultural și cum doriți, în orice domeniu, din păcate în România există puțini oameni care înțeleg la justa valoare politica și la zi politica din Republica Moldova. Și din păcate, PSD-ul, ca partid care deține guvernarea, nu a înțeles niciodată că pericolul cel mai mare în Republica Moldova nu este Federația Rusă, ci este Partidul Democrat în frunte cu Vlad Plahotniuc și sistemul pe care el l-a construit. Pentru că acesta este un sistem care a demolat instituțiile statului și rămășițele sau acele primele
elemente a statului de drept care s-au înrădăcinat sau s-au înfiripat prin anii 90. România incorrect a evaluat prioritățile în Republica Moldova. România trebuia să investească în separarea puterilor în stat, în independența instituțiilor, în capacitatea instituțională, în poziționarea corectă și nu în spiritoarele geopolitice. Ea nu trebuie să se lase în acest sistem fals de coordonate. Din păcate, dacă vorbim de guvernarea României, de PSD, ei au eșuat în această analiză și în această înțelegere. Asta este o chestie care în timp se va schimba și în România sunt multe schimbări și multe procese cu tendințe pozitive. Ce trebuie să facem noi? Trebuie să menținem echilibru, să explicăm oamenilor că această coaliție situațională a fost unica șansă de a restabili regulile jocului, sistemul electoral proporțional. Pentru că ea este situațională. Acești doi, de ce e situațională? Acești doi aliați au făcut-o nu din dragoste pentru unul de altul, ei au făcut-o pentru oameni. Ceva e disparte, dar puteți să spuneți... E disparte cu certitudine foarte multe lucruri. Și eu nu trebuie eu să cuvânt. explic... E geopolitică, e disparte. Nu trebuie să, când mă întreabă cineva cum arată domnul Ciurea, nu trebuie să spun că are două mâini, un cap și două picioare. Sunt lucruri care se înțeleg. Știți cum, mie mi-e pare că îi disparte și pe cei din blocul acum. Există mari diferențe dintre PAS și platforma, da. E și normal că partidele diferite să aibă ideologii diferite. E ceva firesc. Dar nu au ideologii diferite. E disparte viziunea geopolitică. Și s-a creat o coaliție de moment. Și România înțelege foarte bine că ea este de moment. Bine. Ce înțelege România? Discutăm după o scurtă pauză cu expertul din București, Armand Goșu. Vom avea o scurtă intervenție prin Skype cu domnia sa, după care continuăm cu experții din această seară. Rămâneți cu noi, revenim câteva clipe. Continuăm să discutăm cu Ștefan Gligru și Corneliu Ciurea. Mai târziu vom avea legătură directă prin Skype cu Armand Goșu. Acum are mici probleme, cred că în ultima parte a emisiunii. Deci continuăm ceea ce am început să discutăm. Noastră spuneți că ați fost în România și ați simțit că și acolo se încep anumite schimbări și această politică a PSD-ului în privința Republicii Moldova a eșuat. Chiar credeți că toată lumea înțelege asta? Nu, eu niciodată nu... Eu nu cred că există situații sau fenomene politice, sociale care sunt clare pentru toată lumea și toată lumea ceva înțelege. Atât în Republica Moldova, cât și România, cât și toată lumea, factorul și agentul schimbării sunt acei puțini, nu acei mulți. Contează ca acei puțini, într-un anumit moment, să aibă o comunicare bună cu acei mulți. Și asta este elementul esențial. România este în proces de conștientizare a situației, a gravității, a ineficienței guvernării. Și alegerile europene în Parlamentul European au demonstrat... Adică situații lor. Da. E multă inspirație acum în rândul în România, în rândul cetățenilor. E un val așa, renascentist, dacă doriți, și o mare așteptare și o mare speranță în repetarea acestui trend, acestei dinamici pozitive care a existat în alegerile parlamentare europene. Să vedem cum asta evoluează, dar până la urmă noi avem doi vecini cu care avem o comunicare proastă la capitolul furnizarea explicațiilor cu privire la modul în care a fost creată această coaliție instituțională. Faptul că a existat, de exemplu, un schimb de opinie între societatea civilă din Moldova și unele partide din România este un lucru foarte bun. Faptul că astfel de schimb de opinie nu a existat cu partidele politice din Ucraina este unul foarte rău. Pentru că în Ucraina situația este specifică. Dar o clipă, Ștefan, ați vorbit cu partidele din opoziție. Am vorbit clar cu partidele de opoziție. Da. Fără supărare, eu nu pretind să discut cu PSD. Am făcut asta pentru telespectatori. Pentru telespectatori care poate cunosc mai puțin situația politică în România. Dar același lucru era bine să existe și o discuție. E o chestie să discuți cu partidele politice care au făcut coaliția, pentru că ai o anumită rezervă, da? Poate că ei sunt partenitori, n-ai explicat ceva, dar era bine ca pe o platformă civică din Ucraina să existe o discuție între societatea civilă din Moldova și politicienii din Ucraina ca să avem mai multe comunicare și claritate care au fost cauzele. Partenerii noștri din Ucraina trebuie să ne înțeleagă că dacă nu se întâmpla această coaliție situațională, noi intram într-un regres din care probabilitatea de a ieși era una infimă.
În timp ce situația în Ucraina este categoric diferită de situația în România și cu atât mai mult de situația în Republica Moldova. Și astea situații diferite, ele trebuie analizate și tratate și calificate diferit. Asta este situația. E nevoie de mai multă cooperare și mai multă comunicare, mai multe explicații. Pentru că știți, iată, de exemplu, eu mă întreb, chiar astăzi un prieten de-al meu din Georgia, care totuși urmărește evenimentele din Republica Moldova, mi-a trimis un link la o publicație din James, de pe site-ul jamestown.org, Jamestown Foundation. Unde e Domnul Socor scrie? New Moldovan government handing control over security services to pro-Russian president Dodon. O материал, deci ce strictul sensu este noua guvernare, da, noua guvernare. O clipă, haideți să traducem pentru cei care nu cunosc limba engleză, presupun că sunt și din ăștia. Guvernarea nouă din Republica Moldova oferă control asupra serviciilor secrete președintelui pro-rus Igor Dodon. Spune această publicație, ce trebuie de menționat este că ea a fost scrisă de un oarecare, eu nu știu cine e asta, Dumitru Mânzărar. E clar că el e din Moldova sau din România? E al nostru. Al nostru. Eu mă întreb, deci... Funcționar la Ministerul Apărării, fost expert în viitorul, e un cunoscut expert în domeniul de securitate și... Acum eu mă întreb, deci asemenea lucru apar pentru că guvernarea nouă are comunicare insuficientă cu cei din Occident? Sau în continuare Partidul Democrat este activ în ceea ce ține lobby? Partidul Democrat în continuare rămâne activ în ceea ce ține lobby, publicații, pentru că noi am văzut asta. Sau, cum spune Cornel Ciure, e adevărat asta? Nu e chiar sută stricto sensul, e discutabil, sunt de acord, dar ca dispoziție, mai ales după... pentru că, bun, și Parlamentul va avea o doză de control asupra securității și președintele. Eu nu mă fac mare expert, eu nu-l cunosc personal pe acest Mânzărar, dar m-am băgat acum, n-am citit tot articolul, dar o clipă, dar eu mă uit că din link-uri la media care sunt date, una, două, doamnă, haideți la început să citim articolul și primul să-l comentăm. Patru, cinci. Ce sunt cu ele? Din total 8 sunt date pe site-uri Deschide Media și Timpul Media, despre care e cunoscut tot. Păi și dacă dai pe TV 8 e mai bine sau nu? Nu, poți să dai Europa Liberă numai. Europa Liberă pentru mine e sau poți să dai media. Sau poți să dai pe Ziarul de Gardă. Sau poți să dai pe Newsmaker, înțeleg, dacă nu ai încredere în TV 8. Da, și este Ștefan, Natalia, Mureșan și... Să mă scuzați, dar când din 8... Dar pot eu să comentez acest... 5 sunt date pe asta, să mă scuzați. Deja am un mare semn de întrebare ca jurnalist. Natalia, hai să facem... Îl ridic, adică... Lumea am înceață aici. Este clar că deschide MD, DMD și toate aceste pseudo-site-uri vor folosi orice ocazie pentru a denigra actuala coaliție și așa mai departe. Vlad Plahotniuc fizic a plecat, dar în realitate n-a plecat nicăieri. Apropo, știți unde el se află? Nu știu, sincer, la moment nu mă interesează. Lumea spunea de Londra, eu am auzit că în Miami și porniște să-și perfecteze azil politic în Statele Unite ale Americii. Asta este ultima informație de ieri. Eu sunt cunoscut pentru felul meu foarte direct de a fi, asta este o pierdere de timp cu ceea ce facem noi. Sunt lucruri mai importante de discutat. Pe rând. El controlează sistemul judecătoresc de urmărire penală și Curtea Constituțională. În continuare. Care nu are majoritate parlamentară. El a pierdut majoritatea parlamentară și a pierdut executivul. Sunt întrebări vis-a-vis de executiv, modul de numire a unor oameni și așa mai departe, de demisie și astea chestii care urmează să fie discutate pentru o societate normală, ele trebuie să fie discutate. Nu de asta am schimbat regimul. Mai repede trebuie să fie discutate. Să percepem policienii noștri ca pe niște sfinți care s-au pus în icoane. Nu pentru asta am făcut asta. Am făcut pentru normalizare. Dar cel mai important este că astăzi sistemul judecătoresc, sistemul de urmărire penală, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, ofițerii de numărire penală, acest sistem judecători de instrucțiune, președința judecătoriilor, toți acești oameni sunt parte din sistemul construit meticulos de către Vlad Plahotniuc. Și chiar dacă el a aplicat, acest sistem din inerție îi subordonează. Acum, întrebarea este ce facem cu asta și un element foarte important în această poveste este cum noua guvernare numește oamenii
ca procedură și ca conținut, ca esență. Iată obiecția mea la capitolul istoria cu SIS-ul este lipsa de transparență și ea a fost obiectată. Eu înțeleg situația de urgență, eu înțeleg că stat capturat, eu înțeleg așa, dar prin numiri grăbite, fără explicații și discuții publice corespunzătoare, senzația acestui stat capturat și că se schimbă o piesă pe altă piesă nu mai se va întări în societate. Și acum, astăzi, în societate, în rândul juriștilor în special, oamenilor bine intenționați cu bună credință, există foarte multe întrebări la capitolul ce se întâmplă la Ministerul de Interne și unde sunt acele demisii a tuturor oamenilor poziționați în funcție cheie de către la Plahotniuc și oamenii lui Cafcaliuc și alții, după care sunt întrebări la modul în care a fost numit directorul SIS-ului pentru că dumnealui a plecat din sistem, a revenit de la Ulim în sistem în 2018, adică în perioada când politic era controlat de Vasile Partidul Botner, Democrat? Partidul Democrat și un om foarte apropiat lui Vlad Plahotniuc, Vasile Botner, el a fost promovat în funcție de șef de direcție generală. Eu nu neg că această persoană poate avea un grad înalt de integritate. Eu nu cunosc, eu astăzi nu cunosc cine este acest om. Pentru că el a fost numit, astăzi am aflat cine va fi numit șef la SIS. Dar apropo, asta este o problemă foarte asta mare. De ce mare nu se fac dezbateri publici? De ce oamenii nu sunt prezentați publicului? Și vin informații foarte multe care trebuie analizate în context și oamenii care sunt liberi la minte, ei își pun întrebări. Întrebarea este de ce? Bine, a venit o explicație din partea unor deputați din blocul acum și a spus că este o situație de criză, este o situație de urgență. Eu înțeleg. Dar voi, de fapt, loviți în principiile voastre pe care tot voi le-ați declarat și ele trebuie respectate. Nu poți face astfel de lucruri. Același lucru cu Ministerul Justiției. Eu mi-am dorit foarte mult ca domn Pavlovski să vină cu o explicație exhaustivă. Cum s-a primit că un ministru a demisionat, că el, ca în calitate lui ministru, a demisionat, în două luni. În două săptămâni. Apropo, ați înțeles în ce a constat acel conflict de... Pot doar specula acest subiect, reșind din declarația care a făcut-o. M-am expus, inclusiv în cadrul interviu, și am spus că eu mi-aș dori foarte mult ca dumnealui să fac claritate și să explice care sunt acele incompatibilități, ca să nu ne țină ceață. Același lucru cu numirea noului ministru. La capitol, este capabil această candidatură să facă față provocării, pentru că trebuie curățit sistemul judecătoresc, sistemul de urmărire penală, procuratura generală, procurorul general, Centrul Național Anticorupție și așa mai departe. Este această persoană, are capacitatea necesară, profesională și face față acestei provocări sau nu face? Sunt niște lucruri. Noi toți nu ne dorim, eu știu ce am trăit ultimii 3 ani, și eu știu ce ai trăit tu ultimii 3 ani și mulți alți oameni ce am trăit noi. Eu nu vreau să schimb un sistem malefic pe un sistem cu idei noștri. Ce nu-mi doresc, Ștefan, dacă îmi permiți? Eu nu-mi doresc să mai trăim vreodată în viața noastră un alt 2009 și când am în vedere 2009, acea... Știi cum? Amăgirea și acel entuziasm că, iată, s-a schimbat sistemul și au venit cei care au promis că aceste schimbări vor avea loc într-o modalitate radicală, curățări, epurări, dosare penale. Nimic nu s-a întâmplat. Domnule, să nu străiți această dezamăgire, pentru că acest guvern este unul temporar, situațional. În cazul în care el va confirma că este situațional, așa scrie în programul de activitate, că este un guvern provizoriu pe termen scurt, el nu are cum să vă satisfacă toate așteptările. Da, ei vor face anumite curățiri, posibil. Da, vor înlocui niște oameni. Dar mai mult de atât, un guvern situațional nu poate să facă. Și e sprijinit de o majoritate. Deci dacă ar fi fost un guvern instalat pe termen mediu și lung, atunci eu aș înțelege așteptările dumneavoastră. Dar ce așteptări puteți avea dumneavoastră de la un guvern? Eu am unica așteptare. Ascultați, eu de la guvern situațional am o singură așteptare.
Ei au promis în program să facă curățare în sistem. Pe mine mă interesează sistemul justiției, în primul rând. Da. Deci, Procuratura Generală... Și locul lor... Procuratura Generală... Curățarea asta e un proces. Procuratura Generală și oameni, sistemul probabil. Judecătoresc. Oameni buni. Normal, că tu nu poți să-i curăți pur și simplu, să-i mături și să lași... foarte complicat. Și să lași locuri libere. Asta e contextul în reforme. Normal că da. Păi de asta reforme care trebuie gândite, analizate, dezbătute, structurate și așa mai departe. Evident. Și cât aceste lucruri se fac, acolo foarte posibil să distrug probe, cu o săptămână de zile s-au ars documente, probe s-au distrus, probe electronice, s-au făcut foarte multe lucruri. Și există informații concrete, inclusiv cu numere de matriculare la unele automobile care scoteau documente și așa mai departe. Informația este în aer, aceste lucruri, aceste informații le sunt peste tot. De ce informația este în aer și nu sunt pornite dosare penale pe asta? Cine să le pornească? Procurorii numiți și promovați de Vlad Plahotniuc, toate numirile în funcție de procurori, șef de direcții, miniștri, viceministri și așa mai departe erau aprobate din câte mi s-a spus și eu cred surselor mele de Vlad Plahotniuc personal după examinarea dosarului personal. Noi avem în față un sistem monstruos construit pe autoritatea și pe voința unei singure persoane. El a fost extrem... Ștefan, dar din momentul în care persoana a plecat și i-a lăsat pe toți în țară... Ei se acoperă reciproc. Curtea Constituțională, în principiu, ține în șah Parlamentul. Și poate anula declarat neconstituțional orice lege. Ei nu o fac pentru că înțeleg că asta ar putea duce la un protest și o reacție adversă foarte puternică. În același timp, la moment, noi nu știm cum să-i scoatem de acolo. Da? Președintele, unul deja cu mandatul expirat, președintele, ex-președintele demisionat, patru, asta e majoritatea. Noi în același timp... Dar ce legitimitate au ei după decizia Comisiei de la Veneția? În termeni juridici sau morali? În termeni juridici, absolut. În termeni morali, niciuna. Și da, vreau să vă spun un lucru cu Comisia de la Veneția. Astăzi în Ucraina este discutată serios decizia de a nu lua în calcul nicio hotărâre a Comisiei de la Veneția, care din punctul de vedere a Ucrainei s-a delegitimat total. În ce context? Prin faptul că este o instituție din Consiliul Europei, din sistemul Consiliului Europei. Și ce dacă este din Consiliul Europei? Care este motivul? Decizia de astăzi de a restabili dreptul de vot a Rusiei a cauzat... Asta este democrație, majoritatea deputaților. Dacă vedem lucrurile geopolitic, decizia încă nu este luată, dar ea este luată în calcul ca o posibilitate de a lupta cu Consiliul Europei care a acceptat imixtiunea rusă în procesele politice din Consiliul Europei. Eu iau asta foarte serios. Eu știu că tu ești băiat cu studii și noi nu ne auzim. Eu știu că și tu ești băiat cu studii. Exact. Deci noi doi suntem băiat. Sistemele democratice funcționează pe principiul majorității, da? Așa. Și iată majoritatea care s-a constituit a dat afară și practic a demontat. Asta nu înseamnă că a făcut bine. Asta e opinia ta. Eu am o altă opinie. Și, cu opinia ta. Și 93% din cetățenii Republicii Moldova, conform sondajului, tot au o altă opinie decât tine. Acest sistem, cu privire la Consiliul Europei? Nu, cu privire la regimul care a fost creat. Asta, Asociația Demografilor... Acuși, nu, asta era APD-ul. Acuși o clip. O clip. Eu n-am finisat. Eu trecut de pe partea noastră. Păi iată. Toate sistemele democratice funcționează așa. A fost un vot în Consiliul Europei cu privire la acest subiect. Și majoritatea s-a expus așa. Nu poate să nu ne placă. Vreau să știu părerea ta. Eu cred că m-aș abține în circunstanțe. Frumos. Eu cred că m-aș abține. De ce? Pentru că noi suntem într-o situație foarte dificilă din punct de vedere constitucional, contextual geografic. Iată, 93% din moldoveni, eu admit că se abțin. 93% din moldoveni erau împotriva guvernării pe care tu o acopereai anii ăștia. N-am văzut eu așa sondajul. Eu am văzut. Bun. Și în acest context, regula majorității democratice a funcționat. Ne place, nu ne place, asta este o altă discuție. Ceea ce e important să ne concentrăm pe ceea ce ne vizează pe noi. Dar pe noi ne vizează demontarea rămășiților acestui sistem, nu rămășiților. Pe voi. Pe mine, personal, ca cetățean. Eu știu că te deranjează justiția capturată. Eu știu că voi exagerați atunci când vorbiți de justiție capturată. Eu știu că te deranjează anihilarea prevederilor constituționale. Eu când aud Tu crezi azi că sistemul judecătoresc este independent? Nu, asta eu nu mă pot pronunța. Cred că nu. Percepția personală. Cred că nu. 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 Atunci de ce a percepția? Dar nu neapărat e vorba de... De ce ai aparatul ți-a neștit sistemul ăsta? Eu am aparat sistemul judecătoresc? Da. El era afiliat pe el și ai avut grijă de starea lucrurilor. De starea lucrurilor? Eu cred că starea lucrurilor. Țara a fost lăsată în mâinile noului guvern. Spuneați că deja e mai bine. Iarăși mă atacați pe mine. Țara a fost lăsată în mâinile noului guvern într-o stare destul de bună. Mai departe rezolvați. Starea destul de bună? Dar cum e? E dezastru.
Молдова спалатурій інтернаціонал, флукс дібань, чопцем дож доводі мільярди, син датіки з шап зашуна, пунавсту, полнавсуді мільярди. Мільярд фурадний резерв бенч націоналі, зеро персуання трасла респундері, лапла хотнюка фуджі дінцара, фінда, сучатку, тата частина. Шор, кондамнат лашап тянь жумати, жустиція та індепендент. Ми континуам? Лала сація. З кому ін Ізраїл? Ми континуам. Так, хто з май континуам? Ми континуам. Я уверяю, Владиня опінія кум. Я дегата, оказут. Да, і факуто міза, оказут. Та, повтім. Яриш... Систему еста, єсті унул, construit pe o singură persoană cu încălcarea prevederilor Constituției prin uzurparea puterii în stat. Nu, poți să recunoști asta? Nu recunosc. Nu recunosc. Nu recunosc. Okay. Asta e tot ce am spus. Dar vă rog frumos, dacă nu recunoști, să aduceți contraargumente. Să contraargumentez la tot ce a spus Ștefan. Dar ce am făcut noi cu asta? De 100 de milioane, 70 de milioane și așa mai departe. Miliarde. Asta, da, pardon, miliarde și așa mai departe. Dumneavoastră ați vorbit despre aceste miliarde pe parcursul tuturor emisiunilor. Și păi să văd ce o să faceți voi, pentru că deocamdată Eu nu-s puterea. Nu voi. Ce o să facă nouă alianță? Da, nouă alianță. Alianță. Poftim, noi așteptăm asta. Noi așteptăm. Așteptăm. Să vedem. Și de asta noi astăzi arătăm punctele slabe în deciziile lor și mai ales pe partea de procedură. Pentru că asta trebuie să facă societatea civilă și presă. Da, faptul că eu arăt punctele slabe a noi guvernări, pe segmentul geopolitic, de exemplu, votul de astăzi din Consiliul Europei, sau ceea ce ai spus tu cu decizia cu privire la ministru justiției, asta pe nimeni nu interesează, văd. De ce nu interesează? Atât TV8 aici, platforma liberă, discutăm o oră întreagă. Noi vorbim acum despre mai mult despre Plahotniuc decât despre, de exemplu, demisia domnului Pavlovski. Pe mine m-ar interesa mai mult. Haideți să vorbim despre demisia domnului Pavlovski. Păi stați un pic. Da. Stați un pic. Noi vorbim despre... Sau despre închiderea proiectelor sociale cu privire un doctor pentru toți. Eu personal am vrut încă săptămâna trecută să-l invit pe domnul Pavlovski, dar domnul Pavlovski nu se simțea bine și mi-a promis, când se va simți mai bine, va veni. Noi asta e. Vorbim de demisia domnului Pavlovski. Obligatoriu vă voi telefona și vă anunța când va fi ca să urmăriți. Noi vorbim de demisia domnului Pavlovski, de numirile în contextul SIS-ului, de Procuratura Generală, de urmărire penală, în contextul sistemului construit de Vlad Plahotniuc prin deciziile personale de a numi oamenii cheie. Există sistemul construit de Erdogan, există sistemul construit de Putin, există sistemul și sunt sisteme care funcționează. De genul ăsta, asta știți, eu nu vreau să trăiesc într-un domnule Ciure, domnule Ciure, domnule Gligor. Dar domnule Ciure, chiar și dumneavoastră spuneți că nu puteți să nu vă dezamăgiți pentru că e vorba de o coaliție temporară. Părerea mea, dacă e vorba despre o perioadă scurtă, dar n-ai cum să te ocupi de toate. E nevoie de priorități. Și acum orice om treaz la cap, care își dorește o schimbare și care cere această schimbare de la nouă guvernare, înțelege că trebuie de intervenit în două lucruri. Procuratura Generală, sistemul judecătoresc. Pentru că fără aceste două structuri formate... Eu sunt convins că asta se va face. Și... Zero șanse că ceva se va reuși. Pentru că orice poate fi... Eu înțeleg că actuala guvernare va... Obține. Eu cred că va atinge acest... Să vedem, să vedem. Nu văd care ar fi problemele în acest sens. Da, sunt unele probleme, dar ele vor fi depășite și noua guvernare își va promova proprii oameni. Și atunci vom vedea cine sunt acești oameni, cu ce se ocupă și poate... Pe noi ar trebui să ne intereseze nu atât promovarea... Pe noi ar trebui să ne intereseze nu atât promovarea propriilor oameni, cât crearea mecanismelor care niciodată, dar niciodată nu vor mai permite repetarea a ceea ce a trăit noi în ultimii ani. Deci cu ce a început această majoritate parlamentară, adoptarea declarației privind caracter capturat al statului, ce o să astăzi fie, o să nu vedem. Se mai repete. Iată deci, să vedem. De mecanisme. Asta vă spun. Haideți, nu mai criticați fostul regim. Criticați-l cât vă trebuie, da? Construiți un nou regim. Să mă scuzați, domnule Ciure, o clipă. 3 ani am votat, tot ascultat Ștefan, tot criticând și n-ai putut combate niciodată absolut. Dar fiți atenți, domnule Ciure, acum reformarea sistemului judecătoresc și procuraturii generale, nimeni nu mai cere de la fostul guvernare PD. Toată lumea cere asta de la actuală, nouă guvernare. Păi las-o facă. Cerem? Cerem. De ce? Și stăm aici. Și luăm o scurtă pauză, ne odihnim un pic și revenim. Rămâneți cu noi. Ну,
Noi continuăm să discutăm cu Ștefan Gligor și Cornel Ciurea. Vă voi anunța în cazul în care vom avea posibilitatea totuși să discutăm cu Armand Goșu, are niște probleme tehnice. În cazul în care nu reușim astăzi, promit că mâine facem această intervenție scurtă. Continuăm. Astăzi ați văzut o serie de Dimitri, dar doar că e o întrebare vis-a-vis de aceste Dimitri. Am discutat cu Ion Guzun de la Cerejimea, care spune că potrivit legii, doar o clipă, haideți chiar să-l citesc ca să fiu corectă până la capăt. Deci nu e vorba despre demisie, ceea ce a fost anunțat la CSMA. E vorba despre înlăturarea de la exercitarea atribuțiilor. Și nu e clar ce înseamnă asta. Înlăturarea din funcție de judecător sau doar președinte. Și cred că este o legalitate. Legea spune demisie, suspendare sau detașare. Eu cred că ar fi bine. Eu și alții ne mirăm de această decizie neclară. Eu cred că CSMA este obligația publică în comunicat de presă. Eu cred că pentru claritate ar fi bine să introduci subiectul și să explici celor care ne privesc despre ce este vorba. Haideți atunci să urmărim materialul despre aceste demisii care au fost anunțate astăzi la CSMA. Vă rog. Ele nu sunt demisii. Se înlătură de la exercitarea funcției administrative în cadrul Curții Supreme de Justiție, președintele Curții Supreme de Justiție, domnul Ion Gruță. Se înlătură de la exercitarea funcției administrative în cadrul judecătoriei Chișinău, președintele judecătoriei Chișinău, domnul Radu Turcanu și vicepreședinții Guzun Cornel, Dulgheru Dorin, Pavluc Ghenadi și Stratan Vitalie. Fără funcție a rămas și actualul șef al inspecției judiciare, Nicolae Clima, care a fost revocat până la finalizarea anchetei. Iar magistratul de la Curtea Supremă de Justiție, Oleg Sternioală, a fost revocat din funcția de membru al Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor. Decizia a fost luată de către CSM în baza unei informații oferite de către un judecător. Numele acestuia, dar și datele despre încălcările invocate, nu au fost prezentate presei, iar ședința a fost cu ușile închise. Vorba de o notă informativă expusă de către un judecător și pentru a nu crea careva impedimente la verificarea sub toate aspectele a acestei note informative, am plenul CSMA hotărât să fie înlăturați unii factori de decizie din cadrul instanțelor judecătorești. Nu aș vrea să mă pronunț la subiectul respectiv, deoarece, într-adevăr, subiectul a fost discutat cu ușile închise. Au fost emise anumite hotărâri de judecată sau ține de administrarea incorrectă, dacă putem spune, a instanțelor nemijlocite? Nu este niciuna, nici alta, dar mai mult nu mă pot spune. De altfel, suspendarea conducerii judecătoriei Chișinău și a CSJ vine la doar câteva ore de la ultimatumul anunțat de Maia Sandu la începutul ședinței. Prim-ministra le-a cerut membrilor CSM să înceapă curățarea sistemului. În caz contrar, își riscă propriile funcții. Dacă nu vor face acest lucru, dacă nu se vor vedea primele decizii în următoarele zile, maximum 2-3 săptămâni, atunci noi vom rezolva problema componenței acestui Consiliu. Totuși, președintele interimar la CSM a precizat că decizia nu are vreo legătură cu prezența Maiei Sandu la ședință. Agenda care a fost propusă, noi ne-am propus-o în afara declarației doamnei prim-ministru. Eu n-am considerat că asta e mixtiune, deoarece doamna prim-ministru n-a fost inclusă nicio propunere de dumneavoastră pe agenda. Singurul judecător care ne-a răspuns la telefon este vicepreședintele instanței Buiucani. Dorin Dulgheru însă a precizat că nu poate deocamdată comenta o decizie pe care nu a văzut-o. Eu n-am văzut hotărârea CSM-ului și până când nu o să o văd, n-am să pot să mă expun. Iar șeful inspecției judiciare, Nicolae Clima, ne-a declarat că mandatul său expiră în curând. Că conducerea judecătorii Chișinău a fost înlăturată, concomitent, având în vedere faptul că mie personal îmi expiră mandatul, am fost înlăturat din funcție de inspector judecător principal. Controlul este durat, la mine se finalizează mandatul, nu am de gând să-l prelungesc. Președintele CSJ încă nu ne-a oferit un comentariu. Deocamdată nu este clar cât timp va dura ancheta inspecției judiciare, până atunci însă funcțiile de administrare ale instanțelor vor fi asigurate de interimari. Deci, eu nu sunt jurist, dar vă întreb, s-au cerut demisii și toată societatea așteaptă demisie, dar a avut loc înlăturarea. Ce înseamnă înlăturarea? Înlăturarea pe o săptămână, două, pe două zile, cu păstrarea salariului, fără păstrarea salariului, cu revenire ulterioară sau ce asta înseamnă? Acest Consiliu Superior al Magistraturii, pe care eu personal o consider un subordonat politic și numit politic de precedenta
de Partidul Democrat și așa. Au fost în context, există acum multă presiune să dea dovadă că ei nu sunt așa cum de fapt sunt. Și ei au găsit o soluție, un remediu temporar pentru a demonstra că au luat careva acțiuni în sensul înlăturirii din exercitarea atribuțiilor de serviciu a celor judecători care au probleme de imagine, integritate și așa mai departe, ce o mai fi acolo. Sunt mai multe nume acolo. Dar asta este o măsură înjumătățită. De ce? Pentru că Consiliul Superior al Magistraturii nu poate demite judecători fără respectarea procedurii. Iar procedura de demitere a unui judecător nu este o procedură simplă. Trebuie să existe un control al activității acestui judecător făcută de inspecția judiciară. Acea inspecție judiciară trebuie să întocmească un raport cu privire la activitatea și încălcările comisiei pe anumite circumstanțe, episoade. Dacă e vorba de urmărire penală, ceva mult mai grav sau anumite lucruri care țin de urmărire penală, de învinuire penală. Trebuie să existe procedura de ridicare a imunității, pornirea urmăririi penale, investigarea acelui judecător, condamnarea lui și așa mai departe. Deci, în acest context, luând în considerație că e nevoie de respectarea procedurilor care nu se fac într-o zi sau două, că e vorba totuși inclusiv de faptul că a fost vizat șeful inspecției judiciare care se presupune că ar fi trebuit să efectueze aceste controle și să pregătească aceste rapoarte pe respective judecători în care să constate sau să nu constate, depinde de situația, existența abaterilor, disciplinare, etice, de aplicarea normelor, nu știu, procesuale sau neaplicate, depinde de ce există acolo. În acest caz, nerespectarea termenilor sau ce-o fi la capitolul încălcări comisiei de acei judecători, în acest caz, având aceste rapoarte, Consiliul Superior al Magistraturii poate sancționa pe acei judecători pentru abateri, inclusiv în dependență de situații, inclusiv cu demiterii din funcție, până chiar și demiterea din funcție. Asta este rolul Consiliului Superior al Magistraturii, este organ de autoadministrare, guvernare a sistemului judecătoresc și el avea rolul de purificare, de epurare a sistemului, de eliminare din sistem a judecătorilor care nu corespundeau statutului, lucru care l-a eșuat cu brio toți anii ăștia. Respectiv, în această situație există proceduri. Dacă cred că mergeam mai departe și îi dimiteau pur și simplu, asta ar fi fost calificat ca o decizie ilegală, i-a urmat să fie contestată în acele instanțe și nu mai știi cu ce te trezești și te pomenești într-un final. Acum avem judecătorii ăștia înstrăinați în procesul de exercitare a atribuțiilor de serviciu și eu sunt sigur că ar fi trebuit să urmeze un șir de investigații la capitolul exercitarea atribuțiilor lor în aceste funcții și mai departe de văzut. Procurorul general... Eu cer scuze că te întrerup, dar eu vreau să trag atenție pe colegii mei din regie. Mai multă lume ne scrie pe Facebook, pe online, că nu s-a întrerupt transmisiunea și eu acum verific, nu mai merge nicio imagine și nimic nu se aude. Vă rog frumos, verificați ce e cu transmisiunea live a noastră pe Facebook și pe YouTube. La fel ca și pe site. Vă rog frumos să fiți atenți. Te rog să continui, Ștefan, eu te-am întrebat. În mod normal, procurorul general, care este membru Consiliului Superior al Magistraturii din oficiu, având anumite sesizări, ilegalități, așa, putea să inițieze procedură de urmări penală, dacă există temeiuri, dacă nu. Deci, demiterea unui judecător nu este o procedură simplă și nu se face printr-o declarație politică. Asta este. Sistemul va opune rezistență și de asta eu vreau să văd că oamenii care sunt numiți în funcții au cunoștințele necesare, curajul necesar să meargă împotriva oamenilor care au fost promovați totuși de Vlad Plahotniuc, asociației lui Partidul Democrat, care a fost entitatea în control absolut în toți acești ani din 2015 încoace. Că știu cum să o facă și care sunt modificările la legislația în vigoare necesare pentru a face acest lucru și multe alte lucruri. Dumneavoastră, ce credeți despre aceste înlăturări? Păi, eu, ca și dumneavoastră, în general, nu sunt jurist. În general, e nevoie de ele. E nevoie de schimbare. Păi eu cred că s-a recurs la aceste înlăturări pentru că nu pot fi demiteri. Și s-a găsit, sper să fie o procedură cât de cât legală de înlăturare pentru a fie a pregăti aceste demiteri, așa cum a povestit Ștefan cu inspecția și așa mai departe, cu anchete,
fie este o chestie, este o rezistență a sistemului care înseamnă o tergiversare, o înlăturare care nu înseamnă... E nevoie de o schimbare din în sistem? Din punctul de vedere a celor care au venit la guvernare, e nevoie. Dar nu da, vă întreb despre punctul lor de vedere. Societatea este... Vă întreb despre dumneavoastră. Din punctul dumneavoastră al lui Cornel Ciurea, e nevoie de intervenție urgentă în sistemul judecătoresc și procuratorul general? Urgentă, neurgentă, dar eu cred că orice intervenție este binevenită, pentru că, într-adevăr, situația în sistemul judecătoresc nu este deloc bună. Și nu întotdeauna politic este posibil de a asigura aceste intervenții. Acum momentul este favorabil pentru a corecta mai multe lucruri. Pentru că Partidul Democrat e vinovat? Bun, pentru că a existat un status quo. Da? A existat. Și acum acest status quo nu mai este și apar anumite oportunități. Dar vedeți că nu... Deci fel de status quo? Mi-e interesant cum explici asta. Sistemul în care ai funcționat și tu, bănuiesc, cu anumite vreme, era acel status quo. Care status quo? Cu o situație cu anumit control al politicului asupra, cu frica judecătorilor în fața procurorilor și multe alte lucruri, că nu tot era legat. Care e momentul critic? Eu nu cunosc atât de bine sistemul ca tine, de asta eu cred că este mai bine tu să-i povestești. Domnul Ciurita, sunteți un comentator foarte atent. Toate aceste procese sunt asociate sistemului judecătorilor. Sunt oameni care cunosc mult mai bine decât mine de desubturile acestea. Dar ați citit ultimul raport al Comisiei Internaționale a Juriștilor, este unul dintre cele mai organizații guvernamentale pe plan mondial în domeniul justiției. Eu am citit. Eu, apropo, l-am citit. Și eu nici măcar nu știu cine eu, sincer, mi s-a ridicat părul, pentru că atunci când o organizație atât de prestigioasă și am verificat asta, nu doar cu ai noștri din Moldova vorbit, dar și cu juriști din străinătate, într-adevăr, acum toată lumea bate în sistemul nostru. Stați o clipă. Să bată sănătos, dar și să schimbe. Vreau să Deci ei au emis acest raport ieri, nu alaltă ieri și nu două săptămâni în urmă și nu după sau înainte deciziile luate de către Curtea Constituțională. Acest raport a fost prezentat mai multe luni în urmă. Îmi pare că înainte de alegeri sau imediat după. Și acolo se vorbea despre faptul că în sistemul judecătoresc este instaurată o frică totală față de procurori. Procurorii vin la procese și se comportă așa... Păi nu am confirmat eu asta. Adică dumneavoastră confirmați ceea ce am spus dar eu. Dar ei spun că asta s-a întâmplat în ultimii câțiva ani. Aveți vreo explicație de ce? Dar de ce eu trebuie să-i cred? Cu atât mai mult că nu cunosc sistemul. Poate e așa, dar poate nu e așa. Să povestească experții în acest lucru. Dar nu cunosc eu, Ștefan, sistemul ăsta. Asta ați fost în mai multe studiouri cu experți gen Catana, jurist. Fiecare are părerea lui. Ei ce vă spun? Există frică în sistemul judecătoresc instaurată din partea procuratorului general? Eu vă rog, doamna Morar, întrebați-l pe domnul Ștefan că el se pricepe în acest subiect. Eu nu mă pricep în sistemul judecătoresc. Și eu consider că de sistemul judecătoresc trebuie să se ocupe cei care se pricep. Și tare mi-e frică că astăzi sunt foarte mulți care vor să-l trateze acest sistem, să-l vindice, dar ei nu se pricep și nu știu cum să-l facă. Eu întotdeauna știut să fii foarte evaziv atunci când era necesar acest lucru. Eu prefer să mă expun asupra acelor subiecte pe care... Da, dar atunci când vă expuneți asupra subiectelor și temelor politice, care vreți, nu vreți, dar foarte des în Republica Moldova, foarte des în Republica Moldova, ele cumva... coincid cu subiecte din justiție. Este încolțit sistemul judecătoresc, dar eu mai puțin înțeleg de desubturile juridice. Politic este foarte clar că sistemul judecătoresc este sub un asediu politic grav. Azi și ieri și nu doar. Chiar și situația în care s-a pomenit Curtea Constituțională. Pe mine, de exemplu, politic mă interesează. S-au făcut presiuni asupra judecătorilor Curții Constituționale ca ei să renunțe la hotărârile luate cu Cine Cornel, nu asta trebuie să te interesezi. Stați o clipă, deci nu asta considerați că presiunea politică... O clipă, nu numai presiunea politică a fost efectuată... Eu cred că au existat și amenințări. De atât, de ce să nu sunt? Serios? Da, eu cred asta. Bine, aceste amenințări și presiuni politice au fost efectuate în perioada după ce au fost adoptate aceste decizii. Este o optică atât de perversă. Domnul Ciure, dar înainte... Cornel, aceste hotărâri a Curții Constituționale care și-au scuipat Constituția asta noastră, au șters picioarele de ea, ne-a distrus Comisia de la Veneția. Nu negați ceea ce spun eu, doar că... Vrei să spui că aceste decizii au fost luate de acești oameni pentru că ei au această convingere? Că ei au luat aceste decizii fără să le se dea indicații? Că nașa lui Vlad Plahotniuc că a luat aceste decizii pentru că așa scrie în Constituție? Dar dumneavoastră admiteți că curțile constituționale din această lume iau decizii de obicei care favorizează puterea.
curțile constituționale din lumea asta, da, de regulă în statele civilizate, sunt superlativul integrității. Iar curtea noastră, constituțională, Cornel, a ajuns de râsul găinilor. De ce? Pentru că au avut foarte multă frică în ei. Ei n-au știut, ca și sute de procurori, ca și sute de ofițeri de urmărire penală, ca și toți cei 6 judecători a Curții Constituționale, ca și toți membrii actualului Consiliul Superior al Magistraturii, ca și toți membrii Consiliului Superior al Procurorilor, n-au avut caracter, integritate și curaj să-și exercite pur și simplu obligațiile de serviciu statutar. Dar dumneavoastră admiteți că au fost amenințări? Dacă aveau, un șir de politicieni nu existau în istoria noastră, un șir de evenimente nu existau, era plus 1 milion populații și balanța economică arăta altfel. Eu vreau să înțeleg pur și simplu esența întrebării dumneavoastră. Dumneavoastră întrebați dacă au existat amenințări asupra judecătorilor. Pe mine politic mă interesează situația. Amenințări ca să fie, ca ei să renunțe la deciziile lor adoptate pe data de 7, 8, 9 iunie. Dar cine trebuia să-i amenințe? Putea. Eu nu știu. N-avea cine să-i amenințe. Dar acum lumea nu este speriată, nu este terorizată, nu are frică. Vă întreb, noi trăim într-un stat perfect democratic în care nu se încalcă regulile, în care nu există dorință de revanșă. Eu deloc nu zic asta, eu vă întreb. Nu știu, mie îmi pare că gradul de frică acum este mult mai ridicat decât pe timpul guvernării repede. De toți acei care au servit sistemul și au uitat de faptul că subordonați legii, dar nu PD-ului? Asta este viziunea dumneavoastră. Așa și nu mi-ați răspuns. Cum explici tu faptul că în ultimii 4 ani, de când PD-ul este de unul singur la guvernare, practic, când a distrus, a anihilat adversarii săi politici, a creat majoritatea. Ce înseamnă anihilat? Calm. Eu am să-ți explic pe noi. Am spus anihilat, distrus. E anihilat. E băgat sub masă. Cum să-ți mai explic? Nu știu. Da. Hai să închei. La cine vă referiți? Hai să închei. Cum explici faptul că... Eu mi-o propun să ne întrebăm la tu, când știm de 18 ani și e fățărnișie. Da, dar vezi că nu suntem cu telespectatori. Da, e fățărnișie. Într-un fel îi mințim că suntem. Da, apropo, eu cred că oamenii chiar apreciază sinceritatea. Cum s-a întâmplat când rapoartele Global Economic Forum, care este o organizație foarte serioasă, Republica Moldova a fost clasată în toți acești ani și a căzut de la an la an până la poziția 134 din 136-137 la capitolul Independența Justiției. Noi am căzut cam în toate ratingurile. Dar eu explic geopolitic acest lucru. Foarte simplu, a existat... Poate pentru că o curte și-a permis premieră în istoria noastră să anuleze niște alegeri cunoscute ca democratice. Ok, bun, aici... Poate... Pentru că adversarii politici al lui Vlad Plahotniuc au fost încarcerați în cele mai netransparente, dubioase procese, în rezultatul celor mai dubioase procese. Și trebuie să fie eliberat. Pentru că un om care a fost condamnat pentru 7 ani jumătate închisoare cu executare, au devenit primar și după care au fugit, din câte am auzit, escortați de securitatea personalului Vlad Plahotniuc din Republica Moldova prin Transnistria, o clipă. Nu poate pentru asta de avalma să puneți acum Pilanșor din Moldova. Poftim? Cine l-a evacuat pe Lanșor din Moldova? Eu de unde să știu? Păi stai, tu aperi guvernare, tu trebuie să știi. Deci crezi că guvernarea l-a evacuat? Păi stai un pic. Cum? Tu crezi că... Asta este un sistem sănătos în care Lanșor, omul care este fațada, care a fost președintele celor 3 consilii, din 3 bănci, 2 sistemice, dispare peste noapte. Ok. Și sistemul ăsta, asta e ok? Nu e ok. Totuși nu e ok. Dar care e problema aici? Eu trebuie să răspund pentru toate lucrurile care se... Dumneavoastră trebuie... Te apuci să aperi acest sistem și să spui că asta e o normalitate și că așa a fost... Așa nu, dar știi ce faci tu? Tu acum de avalmă arunci toate problemele. Eu nu mai înțeleg despre ce vorbești, pentru că totul este rău. Vorbesc despre faptul că acest sistem adică a fost certificat de pe... Și arestarea lui Felat, și arestarea lui Platon sunt greșeli, făcute incorrect. Și acum totul trebuie anulat. No, știi ce a fost greșeală? Greșeala a fost subordonarea intereselor tale sistemului de urmărire penală și judecătoresc, nu subordonarea legii, ca să funcționeze independent. Păi iarăși discutăm. Pentru că a fost un interes de a investiga. Faceți un interes de a investiga doar, doar pe Platon și de a scoate sub lovitură oamenii tăi care au participat la asta. Deci, domnule, iată, asta este adevărul și situația.
Nu mi-a explicat asta. Eu atât am auzit nimic despre asta. Pentru că eu nu sunt guvernare, nu sunt deputat, de la, ministru. Haideți un pic de la justiție să trecem. Doar să vă implicați. Haideți de la justiție să trecem un pic și la partea politică. E clar că nu reușim asta deja cu Armand Goșu. Revenim mâine cu acest interviu. Vreau să vă întreb. Totuși, anunțul făcut ieri de către deja fost președinte al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Cum va fi perceput de către același sistem judecătoresc sau al procurorilor generale, care îl percepea, așa cum spuneți dumneavoastră, că cel care controlează tot, omul a plecat, omul public a renunțat la funcție. Nominal a plecat. Crezi că el n-a plecat? Sigur că nu, sistemul există. El o să existe veșnic. Acest sistem caută acum, el încă e în derută și îl caută un nou stăpân. Acest sistem de oameni lași care au nevoie de stăpân, care nu corespund statutul funcției, care nu au curajul să fie judecători, procurori, ofițeri de urmărire penală. Acest sistem caută un nou stăpân. Întrebarea mea în actuala guvernare, ei își vor găsi un nou stăpân? Bună întrebare. Bună întrebare. Asta este unul. Doi, pentru ca acest lucru să nu se întâmple, există două ministere strategice astăzi care trebuie să funcționeze impecabil. Ca ceasul. Ministerul Interne, Ministerul Justiției. În echipă cu coaliția majoritară parlamentară și comisiile de specialitate. Le dăm un pic de timp și vom vedea. Întrebări vom pune. Așa, da. Greșelile le vom discuta. Ochii, eu personal, nu voi închide la absolut nimic. Pentru asta bravo, pot să-ți spun. Asta este poziția mea, ea a fost atunci când exista Plahotniuc. Și întotdeauna vei avea acces la TV8, că noi despre asta să vorbim. Întotdeauna. Și eu cu interes am să ascult ce o să vorbească Ștefan. Nu m-am temut să spun lucrurilor pe nume atunci când exista o consecință reală și foarte directă, nu imaginară. Cu atât mai mult am să o fac astăzi. Eu vreau să mă asigur de faptul că eu nu în zadar am luat decizia să rămân în Republica Moldova. Și concluzia ta? Da, eu sunt de acord. Am înțeles că cu mare interes vei urmări asemenea emisiuni. Nu avem încotro. În continuare trebuie să urmărim acest guvern. Sigur, din păcate, unele acțiuni, mai multe acțiuni ale acestui guvern trezesc semne de întrebare. Eu cred că o anumită perioadă el va avea un fel de carte blanche, o perioadă de grație când va putea să va recurge la o curățire. Problema nu este atât curățirea. Eu accept că ea trebuie să se producă. Problema este cine va veni în locul oamenilor care vor fi scoși din sistem, inclusiv cel judecătoresc. Dar pentru dumneavoastră, ultima întrebare. Vlad Plahotniuc a plecat cu totul sau va mai reveni? Așa mi-ar plăcea să cred ca să fie ca în filmul Terminator, dar pun să vedem. Eu nu. Deci, vă doriți să revină? Mi-aș dori să revină, sigur. De ce vă doriți să revină? Mie îmi place vtăraia ceași Marlezonscă la baletă. Am înțeles. Aici ne oprim. Vă urez o noapte bună. Da. Urmăriți știrile cu colega mea, Angela Gonță, și mâine la 21.30 vă aștept. La 19.45 va fi Mihail Sercheli cu ultimele evenimente din Găgăuzia, în care în curând urmează să aibă loc alegeri. E foarte interesant. Rămâneți cu noi. Ne vedem mâine.